Pe adresa Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a sosit zilele trecute o scrisoare de mulțumire adresată întregii echipe de polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Poliția Municipiului Zalău, care au identificat cu operativitate și reținut persoana bănuită de comiterea furtului a 25.000 de euro și a 5.000 de lei dintr-un seif aflat în locuința unei familii din municipiul Zalău. Cei doi soți și-au exprimat recunoștința pentru rapiditatea, eficiența și profesionalismul de care polițiștii de investigații criminale au dat dovadă în soluționarea cazului de locușor. Astfel, la 27 februarie anul curent, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost sesizați prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112 de către cei doi soți cu privire la faptul că în lipsa lor de la domiciliu, persoane necunoscute ar fi pătruns în locuința acestora și ar fi sustras o sumă considerabilă de bani. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii de investigații criminale au identificat persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind un bărbat de 33 de ani din localitatea Sâmboleni, județul Cluj, care în noaptea de 25 februarie anul curent ar fi pătruns în locuința celor doi soți prin escaladarea gardului și ar fi sustras dintr-un safe 25.000 de euro și 5.000 de lei. În acest context, pentru documentarea și probarea activității infracționale a bărbatului de 33 de ani, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Zalău, au efectuat două percheziții domiciliare la imobilele deținute sau folosite de acesta, în urma cărora polițiștii sălăjeni au descoperit 18.220 de euro și 80 de lei din banii sustrași. Clujanul de 33 de ani a fost reținut de polițiștii Biroului de Investigații Criminale și arestat de magistrați. Iată mesajul de mulțumire transmis polițiștilor sălăjeni. Așteptările noastre nu au fost înșelate. Ne-a surprins modul de operare al celor implicați în anchetă. Era o realizare atât pentru ei cât și pentru noi, care am conștientizat importanța unor oameni de calitate aflați la momentul și la locul potrivit. Precizăm că modul de operare a celor din anchetă a fost unul profesionist. A fost o anchetă făcută în liniște, dar care a adus rezultatul așteptat. În final, așa cum am arătat și la începutul acestei scrisori, dorim să mulțumim Biroului de Investigații Criminale Zalău pentru tot efortul depus, precum și celorlalte structuri implicate în anchetă, cu ajutorul cărora s-a reușit strângerea probelor în dosar și recuperarea unei părți însemnate din prejudiciu. Am conștientizat că a fost greu pentru ei să instrumenteze un asemenea dosar pornind de la nimic. A fost nevoie de multă muncă și de multe ore nedormite, iar pentru aceste lucruri nu putem decât să le fim extrem de recunoscători și să-i asigurăm că cel puțin nouă personal ne-au câștigat încrederea totală. Adresăm și noi felicitări polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.